foarte puternic. Am crezut că este cu tremur, dar nu era. Deci, nu știu, din somn m-am trezit, dar n-am știut ce e. Nu știam despre ce e vorba. S-a auzit o bubuitură și eu am spus că este cu tremur. Așa, puternică bubuitură. Dar soția mi-a spus, mă, asta nu este cu tremur, asta este o explozie. Ce explozie să fie? M-am gândit și pe urmă mi-a bătut în poartă să-mi ceară numărul de telefon. A dus-o la spital. Eu când am ieșit am văzut aici mașina pompierilor și da, a scos-o, pompierii a scos-o afară, de la descarcerare. Așa am înțeles. Jurorilor 1.52 am fost solicitați prin dispeceratul 1.2 pentru a interveni la o situație de urgență produsă pe strada Maramureș în municipiul Roman. Sosiți la fața locului, am constatat că a fost vorba de o explozie a unei acumulări de metan, în urma căreia s-a prăbușit casa, sub dărâmături fiind surprinsă proprietara. S-a intervenit pentru căutarea, identificarea și evacuarea victimei, aceasta fiind găsită conștientă, cu arsuri la nivelul membrelor și a capului și a fost predată la echipaj SAJ. Apa, că se aude cum curge apa în interior. Nu, 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 e apa. E apa, se aude de aici. Eu cum turnez din apaneșul ăsta. Eu cum turnez din apaneșul ăsta. Eu după regulator. Nu, 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 dar n-am mai... Pompierul cu camion. Da, da. Da, o ciucila, doamnă, o grată. Eu vreau să spun viață. Nu, azi, mâine. Din bucătărie, da, dar la mine e oprit acolo. Da, da, păi acolo...